Revenim la știri interne. Peste 10.000 de minori din Republica Moldova se află în prezent în situații de risc din diferite motive. Rămași de la o vârstă fragedă, fără dragoste sau sprijin din partea părinților, aceștia au însă o șansă la un viitor mai bun. Un proiect destinat adolescentelor din situații dificile are misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. Tatiana este una dintre beneficiarele proiectului Apartamentul Social a Misiunii Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. A fost adusă la centru de către mătușa ei, unde a descoperit o altă lume. Noi acasă facem foc cu asadă. Iarna tot așa, lemning, tăiem, aducem apă și încălzim. Și mâncarea tot la foc? Da, da. Vara facem la cotlu, noi așa ducem. Afară tot așa. Când noi de la de vorba de băi, tot așa. Aici este bucătărie. Când e duși la baie, comodă, apa e caldă. În cadrul proiectului, adolescenta face cursuri de cofetar-bucătar. Îmi place să fac clătite, coșulețe, brioși, tot cele. Nu e greu, dar pentru început e normal. Colegii ura. În cadrul proiectului a găsit sprijin și Cristina, provine dintr-o familie numeroasă, tatăl are probleme de sănătate, iar mama nu muncește. Comunic persoane, când m-a deschid doleac, eram acasă mai închisă, nu avem căi. E bine și îmi place, profesia îmi place, când am ales așa profesie bună. Una dintre beneficiarele din acest an, o adolescentă de 16 ani, a ajuns la centru fiind însărcinată. Vin cu această dificultate, lipsă totală, spate de spus, din credere și din mica copilărie percep lumea ca fiind ceva periculos, se simt în pericol și aici când descoper oameni care au o atitudine respectuoasă, afectuoasă, cu mult empatie și compasiune. În cadrul proiectului, tinerile sunt ajutate să îmbrățișeze o profesie. Asistență vocațională, ceea ce presupune că fac cursuri de profesionalizare de perioadă scurtă, care se încheie cu un certificat de specializare, care este recunoscut de minister și ele pot fi angajate în câmpul muncii. Proiectul Apartamentul Social spre Independență a fost lansat de Misiunea Socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei în 2007. Anual acesta găzduiește 6 tinere ieșite din sistemul rezidențial sau provenite din familii nevoiașe.